Lucrările la noile atracții de la Bâlealaca au început în urmă cu mai bine de 2 săptămâni. Tăiem din lacă pentru biserica de gheață, după aia pentru ornamente. Și greu, și depinde cum e și timpul. Dacă bate vântul, e foarte greu. 20 de inci, lucrăm de dimineață până seara. Tone de gheață se folosește destul de mult. La hotel, la igluri, la biserică, undeva la 10 tone s-au folosit zăpadă. Iglurile sunt aproape gata să-și primească oaspeții. La fel ca în Ice Hotel, și aici camerele sunt decorate cu diferite sculpturi. La fel și iglurile au tema carnavalul. El o să primească denumiri foarte frumoase, Rio de Janeiro, Berlin, orașe renumite pentru carnavaluri mondiale. Am dorit să facem niște paturi în ceașcă de cafea, mașini. Intrarea la hotelul de gheață costă 8 lei, iar biletul poate fi folosit și pentru accesul în biserică.